Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Astfel, după data de 20 noiembrie, meteorologia anunță o răcire accentuată în mai multe zone ale țării. În Moldova, valorile termice vor scădea accentuat de la o medie de 11-12 grade în prima zi a intervalului la o medie de numai 5-6 grade în 18 noiembrie. Nopțile vor fi relativ calde raportate la normalul termic al perioadei, cu o medie a acestora de 2-5 grade. În ultima decada a lunii noiembrie, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 4-6 grade, iar minimele vor fi în jur de 0 grade în intervalul 20-25 noiembrie și de minus 3 Minus 2 grade spre finalul lunii. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în 17 și 18 noiembrie, când aria acestora va cuprinde cea mai mare parte a regiunii. În restul intervalului de prognoză, acestea se vor semnala pe arii restrânse, mai ales după data de 21 noiembrie.